Polițiștii din cadrul serviciului rutier Caraș-Severin au desfășurat o acțiune în vederea informării participanților la trafic cu privire la ultimele modificări în domeniul legislației rutiere. Aflați în trafic pe drumul Național 6, polițiștii le-au explicat conducătorilor auto noile modificări legislative din 2024 și au prezentat aparatele și mijloacele tehnice folosite în acțiunile preventive desfășurate. Conform noilor modificări, în cazul retragerii permisului de conducere, ca urmare a refuzului sau a imposibilității persoanei de a se supune testării în vederea stabilirii consumului de substanțe psihoactive, ori a concentrației de alcool în aerul expirat, documentul se restituie titularului în baza buletinului de analiză toxicologică, prin care s-a stabilit absența în organism a substanțelor psihoactive sau a alcoolului în sânge, ori la împlinirea termenului de 72 de ore de la momentul finalizării procedurilor de recoltare a mostrelor biologice. Orice persoană testată cu un mijloc tehnic certificat care nu are obligația de a se supune recoltării mostrelor biologice poate solicita polițistului rutier să îi se recolteze mostre biologice în cadrul instituțiilor medicale competente în vederea stabilirii imbibației de alcool în sânge. Cu această ocazie dorim să le aducem la cunoștință conducătorilor auto că în cazul în care refuză sau nu se pot supune testării cu aparatul alcool test sau drug test, aceștia vor fi conduși la cea mai apropiată unitate medicală unde le vor fi recoltate probe biologice. În această situație, permisul de conducere se retrage în baza unei dispoziții întocmită de polițistul rutier, eliberându-se o dovadă fără drept de circulație, iar permisul de conducere va fi înapoiat conducătorului auto în situația în care, în termen de 72 de ore de la finalizarea recoltării probelor biologice, rezultatul nu este eliberat de serviciul de medicină legală sau dacă acest rezultat este negativ. Recomandăm conducătorilor auto să nu consume medicamente contraindicate condusului, deoarece aceste medicamente pot influența rezultatul aparatului drug test. De asemenea, dorim să le aducem la cunoștință conducătorilor auto că în situația în care sunt testați pozitiv la consumul de substanțe psihoactive, vor fi conduși la cea mai apropiată unitate medicală, unde le vor fi recoltate probe biologice. În această situație se întocmește dosar penal conform articolului 336 alineatul 2 din Codul Penal, iar permisul de conducere se reține eliberându-se dovadă fără drept de circulație. Și în această situație, conducătorul auto poate primi permisul de conducere înapoi în situația în care rezultatul probelor biologice este negativ sau la împlinirea termenului de 72 de ore. De asemenea, în situația în care conducătorul auto refuză și recoltarea de probe biologice, aceasta este infracțiune de sine stătătoare prevăzută de articolul 337 din Codul Penal. Aceste măsuri au rolul de a contribui la creșterea gradului de siguranță rutieră pe drumurile publice.